În regulă. Hai să vedem cum stăm. Văd că există răspuns la polul nostru, destul de mult. Și înainte de a începe, o să putem să înțelegem care e starea de spirit. Paradoxal, pare că avem un număr destul de mare de oameni care nu s-au săturat să lucreze de acasă, ceea ce este interesant. În regulă. Până când răspunde toată lumea că mai avem foarte puțin și timp și răspunsuri de colectat, am să vă rog să facem așa un tur de masă virtuală, ca să spun așa, și am să-l rog pe Radu să înceapă, să ne zică din perspectiva ta, Radu, cum se vede situația asta, cum se vede criza asta de sănătate și potențial economic în zona de tehnologie și din punctul tău de vedere. Potențial? Criza economică, zici? Zic, da. Neața. Băi, nu mă pricep la sănătate, nu mă pricep la macroeconomie, nu cred că sunt cel mai potrivit să răspund la chestiile astea. Se vede cam nasol așa, adică nu știu ce să zic mai mult de atât. De ce nasol? Mai luat așa din prima. Pentru că dracu, e câta pandemia de mare, pentru că foarte mulți bolnavi, pentru că foarte mulți morți, pentru că riscuri cât casa poporului, pentru că stăm în casă, pentru că nu se mai muncește, pentru că se oprește economia, se opresc toate circuitele și economia nu este o chestie liniară, este o chestie atât de imbricată încât odată tăiate ramuri, va fi îngrozitor de greu să le repornim, pentru că ne îndreptăm foarte rapid spre o criză cât casa poporului și va fi super fun. Pentru că vom fi altfel când vom ieși, ok, o să ne dea drumul de prin case, de fapt și acum nu suntem neapărat în casă, dar o să începem să ne mișcăm, dar o să ne mișcăm altfel, pentru că Microsoft, de exemplu, și-a blocat absolut toate întâlnirile până la anul, în iunie, tot ce înseamnă eveniment Microsoft până în iunie 2021 va fi online. Și dacă, adică mă gândesc că Microsoft are niște idei despre ce se întâmplă pe acolo, măcar prin proximitatea față de el. Deci, interesant. Sunt ferm convins că toate, că 90% din business-uri vor trebui să se schimbe. Și putem să vorbim despre ce de făcut. Absolut. Super. Mulțumesc mult de tot pentru perspectiva asta. Lucian, din punctul tău de vedere, cum se văd lucrurile atât din perspectiva corporației, cât și din perspectiva antreprenorului? Din perspectiva corporației de IT nu se văd neapărat rău, mai ales că corporația asta e un family business belgian care a mai trecut printr-o criză și ei se bucură de oportunitatea crizei, crize oportunitate. Noi așteptam, dar nu credeam că chiar asta o să fie acum cu corona. Ne-a prins cu câteva sute de milioane în cont, deci nu e neapărat problematic financiar. Am făcut însă simulări și ne așteptăm la o scădere, evident. Nu imediat, dar o să vedem o scădere, dar sunt și oportunități, deci cu fericire mergem înainte. Adică nu disperăm. Lumea e ocupată, deocamdată lucrăm toți de acasă, ne bucurăm. Toți vreau până acum să lucreze de acasă. Acum au mai mult decât și-au dorit. Iar din perspectiva de antreprenor, pe parte de payments, eu mă așteptam să scadă business-ul ăsta de plăți la terminalele self-service, dar el a înregistrat o creștere foarte mare în luna martie și aprilie, acum e pe vârf, pentru că s-au închis multe alte puncte de plată.
adică sucursale de bănci, plată la persoane și atunci toți au venit la aparate self-service din convenience store și plățile de gaming au crescut foarte mult, facturile de utilități, deci deocamdată doar probleme logistice de colectare de bani, astea sunt problemele pe care le avem și evident și ceva costuri crescute. Real estate e un segment în care, hai să zicem, mă uit cu atenție ce se întâmplă, pentru că din proprietățile imobiliare pe care le am, majoritatea clădiri de birouri, într-adevăr, acolo sunt trenduri interesante cu renegocieri cerute de unii sau amânări de plată, deci și acolo ne dăm seama că de fapt ne trebuie mai puțin spațiu decât avem, că iau ce bine lucrăm de acasă. Dar iar oportunități și fenomene interesante la care o să asistăm în următoarea perioadă. Ok, super. Mulțumesc mult de tot. Andrei, cum se vede dinspre spațiu, iar de corporație pe de-o parte, dar și de antreprenoriat, startup-uri în tehnologie, fiindcă mă aștept să fie două dimensiuni destul de diferite? Păi depinde, până la urmă toți suntem jucători în aceeași economie, știi? Și cum a zis Radu, e o dihanie foarte complexă economia asta și sunt foarte multe rotițe care se trag una pe alta, știi? Adică dacă stai să te gândești, orice rotiță de producție este trasă de o rotiță de consum, pentru că altfel, cum să zic, chestiile se opresc, nu? Și practic ce s-a întâmplat acum, dacă lăsăm la o parte un pic scare-ul, adică dacă lăsăm la o parte problema de fond cu virusul și ne uităm doar la cum a fost ea rezolvată temporar, a fost rezolvată ținând oamenii acasă. Oamenii ținuți acasă, oamenii sunt rotițele cele mai importante din mecanismul ăsta complex, că rotițele astea ieșind în casă se urcă într-o mașină, consumabile în mașina aia, consumă gaz, se duc pe o cafea, consumă mâncare, consumă office space, eu știu, un scaun într-un avion, un hotel și așa mai departe. Toate astea, toate industriile care țin de faptul că rotița asta se învârte acum în fiecare în casa ei și nu se mai învârte în spațiu liber, ălea s-au oprit. Știi? Adică, practic, oprind rotițele astea, s-au oprit și rotițele alea. Și acum, sigur că asta este primul pas și după aia sigur că vor fi trase așa cu ce zicea și Radu și Lucian, e de văzut cât de departe ești de rotițele alea, știi? Adică s-ar putea să fie planul 2, 3 sau 4, știi? Și ca rotițele alea care sunt mai departe și care poate sunt de tehnologie, se învârte mai încet. La fel cum cei care știu cum funcționează un diferențial dacă oprește o rotiță, se învârte la altă mai repede, știi? La fel cum la Lucian, se învârte mai repede rotița de plăți, pentru că s-a oprit cealaltă rotiță, știi? Și până la urmă, asta e un sistem, dacă vrei, sau de rotințați sau de vase comunicante, care și-a mutat centrul de greutate dinspre o mișcare foarte browniană, dacă pot să mă exprim așa, a oamenilor, care era poate un pic exagerată, to be honest, dacă ne uitam în Bucureștiu până la criză, toată lumea mergea de undeva, la o stagnare completă. Și ce vedem acum este, din punct de vedere economic, este rezultatul acestei opriri de o lună și ceva, sau de când s-a oprit, știi? Ce să vedem peste o lună, o să vedem probabil rezultate și mai în adâncime, știi? Și acolo trebuie să ne uităm. Acum, dacă te gândești la corporație sau firme mici, toți sunt niște actori economici, știi? Depinde unde joacă în tot angrenajul ăsta. Și multe companii tehnologice care, eu știu, scriu software, joacă undeva unde încă sunt destul de bine protejate și poate și să lucreze de acasă, știi? Sunt, deci, în IT, multe companii poate să-și găsească, se mute de la niște clienți unde s-au oprit rotițele la niște clienți unde rotițele merg mai repede, știi? Și poate să-și găsească de lucru relativ ușor, alte domenii fiind mult mai vitregite din punctul ăsta de vedere, știi? E mult mai greu să se reorienteze cu business-ul și de-aia este o criză un pic mai deosebită, că nu e o criză financiară, dacă este o criză de sistem. Sistemul nu se mai învârte la fel cum se învârtea până acum. Acum, that being said, la un moment dat rotițele o să înceapă să se învârtă. Sigur că nu o să mai meargă cu așa de multe avioane, sigur că de la început sau sigur că o să fie o durată de redresare. Părerea mea este că își va reveni la un moment dat.
că în forma asta, că în altă formă, va exista o stare de echilibru care va fi echivalentă cu aia de dinainte, chiar dacă nu va fi exact la fel. Însă va exista o mișcare care va repune în mișcare și restaurantele, și hotelurile, și celelalte domenii. Asta acum când se va întâmpla, depinde de scenariul fiecăruia. Există un scenariu mediu, lung, există un scenariu repetitiv în care chestia asta se mai întâmplă. Deci acolo cred că poate să fie diverse estimări în funcție de... Dar în rest, dacă te uiți la fundamentele economice și cum circulă, ca zic așa, valoarea și cum circulă rotițele, poți să te prinzi dacă business-ul tău este sau adică poate să facă ceva să nu fie afectat sau să reziste sau nu, sau dacă pur și simplu trebuie să aștepți să repornească cererea. Bănuiesc că în audiență avem mai mulți antreprenori sau nu știu, eu nu știu exact care componență. Ar fi mișto dacă ai putea face un poll, cât sunt antreprenori, cât sunt angajați și cât din București și cât din alte orașe. Vom face pollul ăsta, e o idee bună. Zi-ne despre ce să vede în startup, adică în zona de startup-uri. Păi, în zona de... E ceva care merge altfel decât restul lumii? Sigur că acum investitorii sunt un pic cautious pentru că nu pot neapărat să prezică viitorul. Știi, orice investitor investește pe viitor și viitorul fiind un pic incert, se pot concentra pe niște domenii care sunt un pic mai future-proof, de gen cyber security, de gen video conferencing, de gen remote education, știi, de gen genuri de chestii de genul ăsta, cred că au increased scrutiny, to be honest. Iar chestiile, business-urile care sunt un pic mai puțin care au fost afectate sau modelele de business care au fost afectate de criză, sigur că din punct de vedere al investitorilor sau chiar și al antreprenorilor, prezicerile despre viitor se schimbă, pentru că iată felul în care funcționăm acum ca societate e diferit cu totul. Ok. Dar nu este, adică nu e o stagnare totală, adică există investiții, startup-urile merg în continuare. Nu e nicio mare bucurie în unele domenii, na, depinde de startup. Corect. Vreau să recunosc că sunt domenii, adică sunt, nu știu, restaurante sau așa, pentru care e foarte greu să supraviețuiască în perioada asta. Și orice am zice noi, oricâte sfaturi deștepte am dat sau așa, oamenii ăia s-ar putea să nu poată să facă nimic, pur și simplu, știi? Sigur, dacă ai prins nasol și cu cash-ul și cu datorii și cu din astea, poți să te reinventezi de nenumărat ori, dar... Puține firme sunt așa mari să aibă super cash în bancă și să... Multe firme funcționează cu profituri normale, nu știu, cu niște procente de profit normale. Adică nu sunt o mulțime de firme care stau pe cash și abia așteaptă să-l spend în perioada de criză. Adică și dacă faci cash, îl folosești să investești în dezvoltare sau în altceva, știi? Dar nu sunt multe firme care să stea așa pe cash călare. Ok. Mulțumesc. Cristi, zine de la tine, firmă de tehnologie, cum să văd lucrurile? Văd în două perspective foarte mari. Una este extrem de, mă rog, nu chiar extrem, dar optimistă în esență. Zicea și Radu, a zis cu toții de fapt, o să ieșim altfel din criză, o să arătăm altfel la finalul crizei. Și știm cu toții că altfel poate să însemne și bine, nu doar rău. Adică obiceiurile de consum pe care acum le vedem alterate, schimbate, modificate, o să se regăsească într-o formă, da, s-a rebalansat, s-a dus centrul de greutate, o să le regăsim altfel și peste o lună și peste două și peste trei. Iar noi din zona de IT cred că suntem în acea zonă în care chiar putem să considerăm că pe termen mediu criza asta poate să aducă ceva bun la suprafață, pe termen mediu lung. Da? Cred că pornisem pe drumul ăsta cu... lucru de acasă, cu distribuția forței de muncă, cu fragmentare, cu distribuția geografică. Era un drum pe care s-a început să deja, doar că acum sub presiune, sub foc, s-au început lucrurile să se accelereze. Văd pe de altă parte și un lucru destul de neplăcut. Citeam astăzi articolul ăla lui Blazea de la BNR, în care spunea, băi, sunt guverne care pot să facă față unei crize de proporție asta fără o problemă majoră, pot să pună 350-370 de miliarde de dolari în economie ca să susțină startup-urile și dă niște argumente pe mai mulți pași de ce o asemenea economie americană, franceză, italiană chiar pot să o facă cu o rată de împrumut mare față de PIB, cu
dar au niște argumente reale, versus o țară cum este România, unde pachetul economic, pachetul de susținere în orice formă l-am vedea, n-are cum să aibă anduranța, dimensiunea, puterea pe care o să poate ne-am dorit-o noi în zona privată. Drept urmare, ce cred că se va întâmpla, și o spun cu tot respectul cuvenit, este că unele companii pe bune, dacă n-au o structură financiară puternică, s-ar putea să nu vadă luminița de la capătul celălalt al tunelului. Asta e clar, nu e un... Iar pentru alții, cred că e un semnal foarte important că inteligența financiară, pe lângă zona tehnică, zona de ce știi să faci, este ceva pe care trebuie să-l învățăm cu toții, cum să spun, de la zero, trebuie să o învățăm, trebuie să înțelegem pârghile, trebuie să înțelegem cum să le folosim, fiindcă este cumva o apărare, o protecție, și nu cred că această criză pe care o avem acum este una singulară. Adică o să vedem niște lucruri ciclice, o să vedem probabil ceva mult atenuat în toamnă, dar cu siguranță 2-3 ani mai putem să vedem încă ceva similar. Deci cu siguranță nu este singura din următorii 10 ani, zice. Cu cât învățăm mai repede și ne adaptăm mai repede, cu atât e mai bine. Again, revin la partea optimistă, tehnologia poate constitui, și acum se vede foarte clar, poate constitui un leverage. Anumite companii, dacă folosesc în mod inteligent tehnologia, vor vedea mai pozitiv lucrurile în perioade de genul ăsta, iar altele, exact cum a spus Andrei, băi, n-au ce să-i facă. Adică dacă ești în hospitality, în tot ce înseamnă zona de retail, n-ai ce să-i faci. Ultimul punct pe care l-aș adăuga acum este că, iarăși în perioada asta, pe de o parte John Chambers, care a crescut Cisco, da, de la o companie mică de 1,2 miliarde la o companie de 40 de miliarde, spunea, băi, noi am lansat sistemele video în perioada crizei din 90 și nu știu cât. Deci ei atunci au cumpărat WebEx, au început să construiască partea de video. Și a zis, bă, depinde exact cum te uiți la o criză. Dacă te uiți din partea corectă și o vezi ca pe oportunitate, s-ar putea să ești mai strong. Încă o dată însă trebuie să ai resursele cu care să o faci. Cam asta ar fi. Deci, ok. Avem deja o întrebare foarte pertinentă, aș zice. Vă întreabă lumea cum stați cu frizura la zi după atâtea săptămâni de stat în casă. La mine și la Radu a fost simplu, evident, dar ceilalți domni sunt mai bine echipați, ca să spun așa. Și în business-ul meu de învățare, evident că genul ăsta de criză a necesitat, pe de o parte, niște decizii rapide, pe de altă parte, un soi de reinventare, fiindcă zona asta de educație poate fi tăiată relativ repede. Și aș vrea să vă întreb din perspectiva deciziilor pe care le-ați luat sau deciziilor care au fost luate în companiile în care ați investit sau pe care le conduceți, ziceți-ne niște lucruri care ar putea fi aplicate și în alte business-uri, dar dincolo de să reducem costurile, să stăm aproape de clienți, adică chestii pe care, teoretic, la care nu ne-am fi gândit sau lucruri pe care voi le-ați văzut și le-ați considerat a fi inovative, chestii interesante. Astea de manual, de școală, de management, cred că o mare parte dintre cei care ne ascultă știu. Cine vrea să înceapă ca să nu... O să încep eu dacă îmi dai voie. Eu am pus împreună cu alți colegi o chestie în patru pași, dintre care primii trei au cam trecut, suntem în momentul pasului 4, o să trec totuși prin toți. Pasul 1 este, tu ca antreprenor ai grijă de tine și de familia ta, pune-te la adăpost, pentru că am trecut prin acele momente acum 3-4 săptămâni în care era, frate, ai dă un trilichier, trebuie să mă... Și antreprenorul trebuie să te pună la adăpost. Pasul 2 este, puneți la adăpost angajații, pentru că până la urmă, orice firmă este despre angajați, este despre oamenii și despre familiile lor și este extrem de important. La medici, la curieri, wherever, you name it, dați, puneți la adăpost angajații. Pasul 3 este, ai grijă ca firma să nu se ducă în gât, care sunt pașii de care ziceai tu, ai grijă de cash. Și suntem în momentul pasului 4, care este, uită-te la lucrurile pozitive, de care zicea Cristi. Și acest uită-te la lucrurile pozitive, în mintea mea, este cuvântul pivotare.
Lucru pe care îl spun întotdeauna și pe care m-am străduit să îl sugerez tuturor companiilor cu care am discutat este: atenție, peste un an de zile nu vom mai fi la fel. Niciun produs care este extraordinar luna trecută, care a fost extraordinar luna trecută, peste un an de zile nu va mai fi extraordinar. Mă rog, să zicem 90%, un proces semnificativ. Avem câteva luni de zile în care să ne gândim cum să pivotăm. Cred că toți antreprenorii, și eu, și tu, și el, și ea, trebuie să ne uităm în primul rând, să ne întrebăm cum putem să pivotăm, unde trebuie să pivotăm, unde este oportunitatea. Și cred că toate produsele pe care le avem trebuie pivotate. Și știu că în gura mea devine un buzzword, l-am zis în aceste săptămâni, acest pivotăm, devine așa un cuvânt prea des folosit. Dar cred că la momentul ăsta este de departe cel mai important. Să ne uităm out of the box la care sunt asset-urile reale ale companiilor noastre, pentru că asset-urile pe care le percepeam acum o lună poate nu erau cele mai solide, ci erau mai mult de conjunctură, mai mult, nu? Să ne uităm care sunt adevăratele asset-uri pe care compania le are și care este produsul care folosește aceste asset-uri reale, solide, într-o piață pe care încercăm să ne imaginăm peste un an de zile. Ai un exemplu de cineva care a făcut chestia asta, adică care, sau care a început demersul ăsta măcar, ca să ne dai o idee despre cum ar putea fi aplicat conceptul? Nu știu, cel mai la îndemână și evident sunt restaurantele care au pivotat din al cărui asset perceput acum o lună era clienții pe care îi avea și eventual atmosfera dinăuntru, dar de fapt se dovedește că asset-ul este brandul și bucătăria și au pivotat în livrare către acasă. Asta este ceva ce vedem cu toții. Și pivotarea restaurantelor este de manual ce s-a întâmplat acum. Dar sunt convins că toate companiile, inclusiv companiile din software, din tehnologie, au de pivotat. Mulțumesc frumos! Avem o întrebare de la Alina în ideea conceptului pe care l-a menționat Radu, și anume: cum v-ați pus fiecare dintre voi la adăpost angajații? Și cred că e o întrebare valoroasă, fiindcă auzim din ce în ce mai des faptul că angajații devin unul din asset-urile alea și nu cum era înainte, când era doar pe hârtie sau bla bla din ăsta corporatist, ci chiar pe bune unii sunt asset-uri care pot să salveze business-ul în vremurile astea. Deci dacă putem să... Răspund tot eu super scurt. Toți colegii mei din Jack Adventure de pe 2 martie lucrează de acasă. Sec. Și cu interdicție de a ieși afară, adică interdicție, mă rog, cum poți să le interzici oamenilor, știi? Dar cu sugestie de a ieși afară, fără probleme. Ok, super. Reiau eu de aici. La mine răspuns e un pic mai nuanțat, pentru că eu sunt acum investit în vreo 15 firme. Și răspunsul e foarte, foarte diferit în funcție de firmă, știi, cumva sunt, nu știu, am onoarea să mă uit la această criză din foarte multe puncte de vedere, din foarte multe industrii la ea. Sigur că prima chestie a fost pentru toți unde s-a putut să lucreze de acasă, și la Fitbit cred că am fost printre primii care am trimis toată firma acasă. Inclusiv worldwide, alte birouri nici nu păreau aware, biroul din San Francisco nici nu păreau aware că este o problemă, și la câteva zile după și ei au gata, s-a închis, bun, s-a închis și la noi. Și uite, ne-am mișcat mai repede în București. Dar în firmele astea mai mici în care sunt, unul este un restaurant care... Era un restaurant de fine dining unde în principiu experiența de a merge acolo era jumate din experiență, știi? Răzvan Crișan, și eu cred mult în ce zice Radu cu pivotarea, dar eu cred că asta trebuie să fie o proprietate a antreprenorilor în care eu investesc.
Adică și chiar este, vă rog, sau acum văd dacă este sau nu este. Adică uitându-mă across toți, la unii o văd mai... Răzvan a venit și a zis, băi, fii atent ce o să facem, o să deschidem bucătăria și pentru alți bucătari și o să parteneriem cu niște branduri care ne sponsorizează, astfel încât o să livrăm meniuri acasă de weekend și pentru orice meniu comandat de cineva, îl livrăm un meniu unei persoane, de fapt fie unui doctor din linia întâi, fie unei persoane în vârstă. Știi? Chestie care, cum să zic, a transformat, în afară de faptul că a generat muncă și pentru bucătari din bucătăriile altor restaurante care poate nu au pivotat la fel de repede, a generat și implicarea unor branduri la care toată lumea acum se uită ca brandurile astea mari să se implice social, știi? Și a generat și valoare și către cei care comandă, că vă zic, mâncarea este senzațională la cane, dar și pentru doctorii cărora le livrează mâncare și așa mai departe, știi? Adică este o chestie... Ai investit în cane, domnule? Da, stimate domnule. Felicitări, sunt mândru de tine. S-a orientat. Cum e, fiecare investitor, că asta curat am o discuție mai veche, fiecare investitor din IT vrea să aibă o investiție într-un restaurant sau în ceva și încearcă până reușește. Sau cafenea măcar, dacă nu restaurant. Sau cafenea, cred că Radu știe de pe ce vorbesc. Vinuri. Sau un hotel măcar, sau ceva, adică ceva să fie. Și Lucian că și-a făcut retail ăsta de real estate după aia, știi, a zis măcar să fie dintr-un domeniu în care să și înveți ceva, știi, adică da, acolo, deci asta, dar când mă uit la alte, sigur că cu siguranță angajații câștigă mai puțin probabil, adică într unele dintre business-uri a fost nevoie să se reducă nivelul de salarii sau eu știu ce, e mai așa din tips pentru salariați, însă important este să treci cu business-ul cu un business de genul ăsta care este super, care e din prima linie, adică a fost primul afectat, adică, cum să zic, noi aveam lansare pe 12 și pe 12 a fost primul eveniment care s-a cancelat. Asta este un exemplu. În partea altă, o firmă de cyber security în Pentest Tools, ne uităm să mai angajăm acum niște oameni, știi? Adică depinde de... Dar toți lucrează de acasă, again, adică i-am pus la adăpost în sensul că lucrează de acasă și ne-am asigurat pe cât posibil în toate firmele că nivelul de salarizare și, eu știu, este la nivelul business-ului din momentul ăsta, astfel încât să putem să trecem o criză cât mai lungă, pentru că eu cred că trebuie să te pregătești de o criză cât mai lungă, adică mergi pe, nu știu, trei strategii, mergi, o să termine într-o două luni, în patru luni sau în șase sau într-un an, da? Te pregătești pentru un an și sper să se termine în trei luni, adică cam asta. Ok, în afară de exemplu ăsta, mai ai vreun exemplu de decizie mișto, de pivotare sau de altă natură care ar merita împărtășită? Păi nu, eu nu personal, invită-l, nu știu, pe Dan Ștefan sau pe ăștia din industriile astea care au pivotat. Ok. Bine, mulțumesc. Lucian? N-am așa ceva extraordinar să împărtășesc cu voi. Sunt scrise prin manuale, cum ai zis. Dar oamenii acasă. Toți... cât mai devreme posibil, din 550 de oameni, nu-i nimeni la birou. M-am dus eu odată să-mi iau memory stick-ul să semnăm digital contractele, îl lăsasem în birou și era chiar interesant. Așa, soluții, în afară că cred că e important să comunicăm cu oamenii și asta facem regulat la toate nivelele, săptămânal de două ori pe săptămână, recurent la nivel de echipe. Oamenii au nevoie să simtă safety, da? Și cam asta e rolul nostru ca lider, să le dăm răspunsuri, să le asigurăm un pic de încredere, viziune și optimism. Că de acasă, uneori, lucrurile par mai triste decât sunt pentru unii. Ok.
Hai că preiau un pic subiectul, Dan. Sunt câteva lucruri care în acest moment mă amuză și aș începe cu partea cu protecția angajaților. De o parte, ok, lucru de acasă, asta cred că am făcut-o foarte mulți dintre noi, că suntem, na, vedem ce se întâmplă. Dar mă gândesc la inițiativa, tu o știi pe Diana, inițiativa din interior, și anume e clar că anumiți colegi de-ai noștri care erau foarte outgoing, foarte obișnuiți să iasă, să se întâlnească și așa mai departe, mai ales în echipele de vânzări, trec prin frustrări reale. Drept urmare, un exemplu de ce se întâmplă la noi în interior este că avem niște colegi inimoase și cu pregătirea necesară la pachet și care au dat drumul la un fel de serviciu de, da, psihologic. Poți să suni, poți să vorbești cu ei, cu ele, de fapt, cum să zic, te ascultă, vin cu tot felul de idei, trimit. Un alt exemplu este că tindem în acest moment să blurăm, să mascăm intersecția dintre viața de business și viața personală, da? E mult mai ușor acum, fiind de acasă, să trimiți mail-uri și la 12 noaptea. Drept urmare, fetele astea au pus la punct și sistemul acela de e-mail. La ora 6 vine mail-ul și spune: guys, s-a terminat ora de ziua de lucru, hai să ne relaxăm un pic. Tot felul de idei de astea crețe, ca să zic așa. Lucruri care funcționează, adică colegii noștri chiar au primit foarte bine și neașteptat de mulți oameni s-au dus în zona asta să discute, să pună întrebări și așa mai departe. Asta pe partea de protecție, deci am adresat nu numai partea fizică, ci și partea spirituală somehow. Din punct de vedere al pivotării, iarăși, noi suntem într-o industrie care, chiar dacă este IT și este echivalent cu foarte multă inovație, noi suntem în zona de security infrastructure, adică într-un model de IT bazat pe servicii. Deci este relativ complicat să o facem o pivotare masivă, dar ce se întâmplă foarte interesant este așa. Echipele se strâng în jurul unor proiecte noi și asta le vedem. Dacă până acum vindeam produse, licențe, servicii separat, în acest moment colegii noștri s-au strâns ca să producă niște bundle-uri, niște servicii care pot fi comandate online, deși noi suntem destul de mult în zona asta de mid-market, upper mid-market, enterprise, da? Și au început cumva să-și gândească, să-și pună ideile în ordine ca să scoată produsele pentru zona aia de small and medium, care este mult mai puternic afectată în acest moment. Gândim tot felul de sisteme. Iarăși, am căutat printre soluțiile pe care le aveam, am descoperit niște lucruri interesante de genul următor. Poți prin niște click-uri să-ți formezi, să-ți creezi un întreg call center. Totul este cloud-based, totul este remote, deci companii care trebuiau să o asigure suport, nu știu, fie că sunt e-commerce, fie că sunt în zona de call center, pot prin configurări foarte simple, la nivel de o zi, două, să-și genereze un call center virtual. Da? Lucruri pe care acum două săptămâni, acum trei săptămâni, nici nu ne băteam capul să ne uităm după ele. Și eram convinși că dacă ne-am duce cu o propunere de genul ăsta în zona comercială, nu ne-ar băga nimeni în seamă. Am lansat Work From Home, care iarăși a fost o inițiativă venită din ideea: corporațiile sunt pregătite, au un plan de business continuity, more or less, l-au, dar companiile mici nu prea au fost, nici măcar nu le-a trecut prin cap să se uite cum ar putea să lucreze de acasă. Și atunci am dat drumul la acel serviciu de work from home, am luat licențe oferite gratuit de către producători, am pus serviciile on top și le-am oferit la rândul nostru gratuit către cei care, în limita, of course, a timpului disponibil. Rezultatul a fost fantastic, adică zeci de companii care ne-au cerut: băi, dați-ne și noi, ajutați-ne, please, cum intrăm să lucrăm de acasă. Deci a fost un vibe. Încă o dată, cred că ieșim un pic șifonați prin faptul că am stat, nu știu, eu sunt de mai mult de o lună, am avut, băiatul meu s-a întors din Anglia exact în momentele alea și a trebuit două săptămâni obligați, am stat închiși și după ne-am obișnuit și n-am mai ieșit, nu știu, și o dată pe săptămână. Deci uite, și pentru tine e foarte relevantă întrebarea cu freza, adică... Băi, deci după cum vedeți, eu nu mă tund deloc. Ieșim un pic șifonați, dar încă o dată cred că sunt și multe lucruri bune de care o să ne amintim. Adică echipele care reușesc, se strâng, se organizează, livrează ceva în momentul ăsta, chiar o să simtă că au făcut parte din un alt film. Avem o întrebare de la unul din ascultătorii noștri, ca să spun așa. La radio. La radio, da. Zice... Sunt multe păreri în spațiul antreprenorial că măsurile impuse de guvern sunt prea dure și că ar trebui să lăsăm economia în pace sau să o repornim mai repede. Și aș vrea să vă întreb ce părere aveți de chestia asta, adică vouă cum vi se pare
ce ar trebui să e bine așa, nu e bine așa. Radu și-a exprimat deja punctul de vedere, așa că v-aș zi Andrei. Eu m-am întrebat cineva o dată asta, eu fiind mai libertarian și nevăzând așa un rol al unui stat foarte mare, dai seama că eu sunt destul de biased în a răspunde că orice reglementare de asta forțată, care nu este cel de bine explicată, poate să nască distorsiuni în orice economie, știi? Adică orice intervenție a oricărui stat în orice economie, indiferent dacă are o intenție bună, poate să nască niște distorsiuni. Și din punctul ăsta de vedere, ca intervenție economică, consider că n-ar trebui să intervină. Însă, din punct de vedere al intervențiilor legate de tot ce înseamnă răspândirea virusului și... Dar legate, Andrei, adică ce ar fi putut să facă? Nu? Dacă nu ne băga în casă și nu ne închidea business-urile, teoretic eram în altă parte acum, nu? Păi, dacă ar fi fost suficient, dacă ar fi putut să explice suficient de bine unei populații suficient de educate, oamenii ar fi stat în casă pentru că ar fi ales. Serios, man? Hai mă, ce dorai? Deci, Radu, eu știu, dar eu cred că dacă nici nu se încearcă, n-o să obții, știi, nimica. Adică, Andrei, realitatea este... că puține industrii sunt oprite. Adică gândește-te că IT-ul funcționează, construcțiile funcționează full speed. Construcțiile, știu că am un șantier aici lângă mine, au tot timpul vor mașinile, deci. Exact. Sunt extrem de atinse Horeca. Da? Care era mare, adică era destul de mare. E mare, dar... Și nu e doar Horeca, adică e... Și, adică nu suntem Suedia, nu suntem, și uită-te la UK, care UK e, noi nu suntem UK nici pe departe. Și totuși, uite cât au luat-o, mă scuzați, pe toate părțile pe filozofia, hai să vă explicăm cu binișor. Dar n-au explicat, adică au zis că nu fac nimica. Eu nu zic, fii atent, între bă, nu e nimica, nu facem nimica, lăsăm să se regleze singur. Și îi băgăm pe toți în casă cu forța, este undeva un loc în care un stat explică, cum e Suedia, de exemplu, sau care explică, bă, e nasoală treaba, stați în casă, uite de ce. Și sau stați departe unul de altul dacă ieșiți, sau bătrânii să stea în casă. Știi? O să râs, dar mie mi se pare că exact asta este și la noi. Exact asta este și la noi. Poți să ieși din urgență, Radu, nici măcar nu ai, adică din stare de urgență, nu există libertate individuală acum. Dar nu se aplică. E stare de urgență, nu avem libertate individuală. Nu există noțiunea de libertate individuală în momentul ăsta în România. Aș vedea mai multe nuanțe de gri în zona asta. Adică, Andrei, tu ai dreptate, dar uite, de exemplu, noi am putut să ne desfășurăm activitatea inclusiv acolo unde aveam delivrat lucruri cu acea autorizație a angajatorilor, plus deplasare, plus justificare că este esențial pentru business. Adică îți mărturisesc că dacă nu erau clienții care au zis, bă, în acest moment nu vrem să mai vină oameni de la voi în interiorul companiilor noastre, n-aveam o problemă să livrăm. Asta pe de o parte. Dar sunt total de acord, adică iarăși ce mai văd, fiindcă pot să fac comparația România-Anglia la nivel de parcurs în acest moment, cred că decizia autorităților noastre de a închide rapid este una excepțional de bună. Văzând ce s-a întâmplat în Anglia, unde nu au închis, nici măcar nu cred că s-au bazat pe ceva, au zis doar că bă, ne imunizăm noi și gata. Și acum, încă o dată, fiul meu trebuie să plece peste o săptămână, două și sunt zborurile închise. E destul de jale acolo. Putem deci, discuta, o luăm separat. Sunt total în sentimentul tău, deși fii mea a venit-o din Anglia, cam atunci când a venit și fitul. Ea nu se întoarce acum, să-și trimită lucrurile de acolo încoace, că se pare că au trecut anul deja. Ea, când am chemat-o acasă, nu era nimic în Anglia și am zis, lasă, vină, că o să fie și acolo, știi? Și, am făcut la fel, l-am chemat înainte de timp. Sunt total de acord cu tine că reacția autorităților noastre, așa cum a fost mult mai bună decât a celor din Anglia. Și thumbs up, sunt total de acord. Nu zic, deci față de aia, nu zic că aia e bună, din potrivă, a noastră. Dar cred că puteam să facem și mai mișto, știi? Și puteam, aveam aici o oportunitate, pentru că nu eram așa expus, aveam o oportunitate să fim
un studiu de caz, frate, deci ceva senzațional, să ne remarcăm în sfârșit, să se vadă ceva, știi? Nu să ne ascundem de piatră. Adică Andrei, ratăm oportunitatea asta în fiecare săptămână. Am mai ratat-o încă o săptămână. Come on, what's different here? Realitatea este că nu poți, man, dacă nu poți să le spui la 18 milioane sau cât suntem noi acum, nu poți să le explici, guys, stați în casă, decât dacă îi faci să înțeleagă chestia asta. Iar oamenii înțeleg cu un anumit tip de argumente. N-aș vrea să spun că argumentul ăsta este frica, că te duce la frica de bici. Nu frica de bici, ci să-ți explice că trebuie să-ți fie frică de acest virus. Și asta apare cu o grămadă de emisiuni înspăimântătoare la televizor. Da, în Anglia nu există emisiuni de asta. În Anglia, emisiunile la televizor sunt mult mai soft. Dar rolul emisiunilor îngrozitoare de la televizor de la noi este să explice oamenilor cât de nasol e, nu cu cuvinte, cum zici tu că ar fi bine, și sunt super de acord cu tine, ar fi excepțional. Bă, dar the hell? Ce vreau să-ți dau un data point interesant este că în cadrul clienților de Fitbit, pentru care noi putem să măsurăm pașii, am publicat un studiu pe 25 martie în care România era pe locul 4, adică după ce încă nu erau măsurile așa de dure la noi, știi? Și cu toate astea românii... Era starea de urgență. Să știi că punerea de stare de urgență a creat în mintea oamenilor un sentiment de este, băi, it's now or never. A avut un rol de marketing această stare de urgență și eu nu cred că încă, și sunt 100% de acord cu tine, că poate fi o nenorocire asta cu starea de urgență. Adică dacă o ia cineva și face chestii cu ea, înțeleg. Am trăit în comunism, adică totul să mor eu, deci. Înțeleg. Dar încă nu au făcut nimic cu ea. Au folosit-o exclusiv ca marketing. Hai să trecem la chestii. A fost ok. Hai să trecem mai la business un pic. Avem o întrebare și a manifestat dorința să ne adreseze întrebarea asta și în direct așa, Magda. Luciane, vrei să răspunzi și tu la asta sau am împachetat-o? La care? La asta ultima? Da, okay. La asta cu... E bine așa. Noi până acum. E bine așa, am făcut bine. Am bifat-o. Hai să o lăsăm pe Magda să ne întrebe în direct. Pentru cei care ne ascultă, există inclusiv varianta să ridicați mâna așa aplicat. Magda, te ascultăm. Ține ce vrei să întrebi pe vorbitorii noștri. Unitate. Vroiam să știu ceea ce întrebase și Cristea mai devreme, dacă vi se par deciziile luate în momentul de față de guvern, dacă vi se par prea dure sau cum le vedeți în momentul de față. Dar mulțumesc pentru răspuns. Ok, super. Mulțumesc. Avem o altă întrebare de la Bogdan, care se duce cumva și în direcția în care voiam să vă duc. Dacă planurile alea de care menționa și Andrei, dacă aveți un plan pentru business-urile voastre după ce trece perioada asta și ne liniștim în măsura în care ne putem liniști, și l-aș ruga pe Lucian să înceapă, care sunt planurile după ce trece perioada asta? Cum le-ai așezat? Ce aveți de gând? Pentru mine... Probabil și din experiențele trecute, criza o să înceapă la anul. O să dureze vreo 2-3 ani. Și acum trebuie să ne apucăm să ne calculăm atent mișcările. Adică acum nu e partea optimistă. Da. Păi criza e o oportunitate. Deci să vedem ce o să cumpărăm, unde o să pice, ce o să pice și să ne pregătim să fim într-o poziție bună. Compania în sine, financiar, să aibă un an excepțional anul ăsta, ca anul viitor să ne prindă foarte bine și să fim în stare să putem să luăm parte din oportunitățile care o să apară. Deci noi trebuie să trecem lunile astea, 3, 6, 9 luni, care o să fie, din punctul meu de vedere, relativ ușoare.
Pentru că noi acum vedem un val mic departe, stând pe plajă, îl vedem la îndepărtare, dar ăla o să vină la anul și o să fie mare. Dacă în 2000 dot-com crash-ul a afectat doar IT-ul, în 2008 a fost o problemă pe partea asta, pe segmentul financiar și poate pe tot o zonă. Eu cred că acum sunt, nu e doar zona de Horeca. Noi vorbim de travel, da? Vorbim de retail, da? Cumpărături în mall-uri, vorbim de restaurante Horeca, vorbim, zicea cineva aici într-o întrebare, de tot ce înseamnă logistică și transport, care pe parte rutieră se fac din ce în ce mai greu. Ok, se schimbă un pic modul de venit, mai globalizare, un fenomen care se reduce. Da? Din ce în ce mai mult o să vrem să facem naționalizare, să consumăm local, fiind forțați. Se schimbă foarte multe lucruri și orice industrie o să scadă 10-20%, dar pentru industrii cu marjă mică, astea, dacă nu reacționezi rapid, e posibil să genereze falimente care o să producă alte falimente, rotițele alea care se blochează. Și întrebarea pe care mi-o pun e legată mai ales de finanțarea pe care o să o dea băncile, acum ei sunt obligați să o dea, își consumă din rezervele lor ca să ajute populația, însă momentul real în care noi o să avem nevoie de bani, nu e acum, e peste un an sau doi. Și sunt curios atunci ce gen de finanțări vom mai obține, dacă vom mai obține. Și atunci poate să apară problemele. Deci pentru mine oportunitățile o să fie peste un an jumate, doi, poate. Și criza mai durează trei, minim. Deci planurile sunt mai degrabă de long term decât de short term, dar o să urmeze, trebuie să fim foarte conectați, dinamici, flexibili, să pivotăm și să încercăm să găsim soluții punctuale, stând foarte aproape și de clienți și ascultându-i ce vor și văzând în ce direcții sau de unde apar noile cereri. Ok. Vrea cineva să continue? Mai adaug eu un pic. Scuze. Termină ideea. Este destul de complicat să-ți construiești un plan atâta vreme că nu știi unde te așezi, de unde pleci. Asta ar fi prima, adică aș zice mai degrabă că pe termen lung știm doar că o să fie un pic diferit și obiectivul principal acum este să înțelegem direcția în care se duce. Asta ar fi un prim punct. Doi, gata, cred că toții știm că orice criză are trei etape mari. Este zona aia de acuitate, de agresivitate, este un plafon la bază și o să stea acolo câteva zile, săptămâni, luni. Și după aceea este o revenire, care revenirea este extrem de importantă, poate fi iarăși agresivă. Povesteam noi la un dat că McKinsey a venit cu niște scenarii de astea de criză. Erau 9 scenarii din care spuneau, băi, revenirea din criză se poate face brusc dacă toate funcționează. Sistemul de sănătate funcționează bine și pachetele economice puse de guverne funcționează bine. Ai o revenire în formă de V. Cel mai probabil nu o să ni se întâmple și atunci revenirea este în trepte, ceea ce înseamnă că o să ai mai multe etape succesive în care trebuie să te adaptezi. Deci cel mai important plan ține mai degrabă de cum te adaptezi, care sunt structurile interne care îți permit, în cazul în care lucrurile nu se duc în direcția corectă, să poți să iei măsuri rapide, să nu fii ca un vapor care a luat o direcție și aia e. Ce spunea Lucian este, sunt total de acord, marea parte a crizei cred că va fi totuși o criză structurală din zona financiară la anul, fiindcă vor fi extrem de multe împrumuturi garantate 80% de stat în acest moment, dar vor fi extrem de multe împrumuturi nefuncționale, nesustenabile. Și drept urmare vom vedea o undă de șoc sistemică în zona financiară anul viitor cel mai probabil. Not performing loans va crește semnificativ. Acum sunt cu toată sinceritatea, sunt în zona de IT și inclusiv acolo pot să zăresc o rază de oportunitate, în sensul în care dacă gândim un sistem de scoring care să ajute băncile să acorde împrumuturi rapid, da? Deci bazat pe algoritm, nu bazat pe intuiția unei persoane geniale de la biroul de credite, putem cumva accelera un pic procesul de a muta aceste credite sau de a oferi acele working capital pe care guvernul pune la dispoziția IMM-urilor acum, unu, și doi, să încercăm cumva să ajutăm în sensul în care să nu se creeze un val foarte mare. Cam asta ar fi din punctul meu de vedere. Deci și acolo există niște soluții care pot fi puse în termen scurt la dispoziția băncilor și așa mai departe. Mulțumesc, Radu. Eu am un răspuns
în doi pași, anume un pas legat de Uniunea Europeană și nu neapărat de mine, și după aceea contextul meu, pur și simplu. Pe aia cu Uniunea Europeană, în primul rând, mi se pare că este once again extraordinar faptul că suntem parte din Uniunea Europeană. Nici în ziua de astăzi nu înțeleg cum navii au reușit Iliescu și Adrian Năstase să facă o chestie atât de extraordinară, dar frate, au făcut-o și chestia asta ne-a salvat din atâtea chestii. Sunt convins că o să fie un element important din revenirea noastră. E un plan Marshall, poți să-l numești cum o să-l numești, o să ne ajute chestia asta masiv. Tot în contextul ăsta cu Uniunea Europeană, mi se pare că de ceva timp, de vreo 4 ani, se întâmplă un fenomen foarte interesant. A fost foarte multă vreme lumea din ce în ce mai globală, mai ales în zona asta IT, internet, cu globalizare și toată lumea să trăiască dintr-un Google, dintr-un Facebook, dintr-un Amazon, da? Până când chinezii au început să vină și ei cu Alibaba și cu ce mai au ei, rușii au început să vină și ei cu VC-ul și cu ce VK-ul și ce mai au ei pe acolo, și Uniunea Europeană s-a prins, au rămas de papagali. Uniunea Europeană a început să investească masiv în startup-uri de tehnologie și începe să se vadă încet, încet. Au fost ani de zile în care, în afară de Skype și de SAP, nu existau companii mari europene. Acum încep să apară din ce în ce mai multe. Cred că ne îndreptăm încet, încet și spre o lume care nu va mai fi globală, ci va fi spartă în regiuni. America, Europa, Rusia, China, cumva și alții. Și fiecare din aceste regiuni partea unui internet cu boundaries inside. Cred că sunt oportunități foarte mari de tehnologie pentru așa ceva și de pur și simplu de execuție pentru așa ceva. Și asta este o discuție care poate fi extrem de lungă. La mine personal, eu am făcut o schimbare care a fost extrem de norocoasă și foarte potrivită. Am renunțat la a mai ridica un fond mare, care nu aș fi fost fericit în momentul ăsta, și am trecut într-o zonă de equity crowdfunding, implicat în seeding. Mișcarea asta, care a fost o pivotare a mea personală din fond mare într-un equity crowdfunding, s-a potrivit al naibii de bine. Am făcut-o într-un moment în care nu știam ce urmează, dar a fost extrem de norocos. Aproape că îmi vine să mă laud că am făcut-o conștient, dar nu. Să zici că nu o să știe nimeni că minți, adică e ok. Da, decât eu, da, that's ok, da. Și este super, super cool. Lucrurile funcționează și par să funcționeze chiar în viitorul ăsta pe care îl văd și eu, la fel de negru ca Lucian și Cristian. Și it works well. Da. Și eu aș vrea să mă refer un pic tot așa din doi pași, adică ce o să fie după. Eu m-am uitat la mai multe domenii, tot așa fiind într-o zonă de investiții, și am citit mai multe studii care s-au făcut acum. Ce se poate vedea cu ochiul liber este că în momentul ăsta companii Amazon și Netflix au perform de market pentru că, cum să zic, adresează niște nevoi care s-au schimbat. Apple, Google, Facebook au rămas cam inline. Domeniile care au crescut mai degrabă au fost video conferencing, food delivery, health sau health services, streaming, gaming, e-commerce și multe SaaS-uri, deci mult cloud, au outperform și au fost mai bine în toată perioada asta. Chestiile care au pierdut fiind travel, advertising, retail și mobility aproape tot ce înseamnă sharing economy. Adică astea au fost lovite foarte tare. Acum, uitându-te în viitor, adică dacă ai firme în domeniile astea, sigur că încerci cât de mult să pivotezi cu ele, cu unele se poate, cu unele nu se poate. Când te uiți în viitor, o să-ți dai seama că ălea care au fost lovite sunt șanse să-și revină odată cu revenirea mobilității oamenilor. Pe când ălea care au outperform sunt șanse să scadă odată cu creșterea mobilității oamenilor.
Adică nu este there's not a single story for everybody și de-aia, în general, eu mă încerc să nu dau niște pronosticuri foarte clare, pentru că este o criză total diferită. Ca majoritatea oamenilor din panel, am trăit foarte de aproape și dot-com crash-ul din 2000, care a mai fost încă o lovitură puternică în 9/11/2001, care a fost la temelie și chiar a dat totul peste cap, și 2008-ul, și criza din 2008. Și sigur că din crizele alea s-a ieșit diferit, însă le-au fost niște crize bazate pe lăcomie, dacă vrei, adică cam amândouă, știi, a fost așa o nebunie, știi, și pam, a fost un vis năruit, știi, făcând aici, adică s-a dus lumea așa în sus și după aia a fost un reset, făcând acum a fost, eu cum fel, păi stați în casă, știi, adică au fost toți trimiși în jos și lumea o să se ridice ușor, ușor din casă, știi, e foarte diferit shape-ul și este foarte diferită impactul pe care o să-l aibă. Sunt în asentimentul lui Radu, în acela în care văd, pentru că guvernele cumva s-au simțit datoare și poate că sunt datoare să rezolve crizele astea, au îngroșat cumva borderurile și e tare bine că suntem în UE, că aparținem de ceva, însă văd că chiar și în UE fiecare și-a îngroșat, și-a trasat cu carioca granița acum și e mult mai greu de trecut dintr-o parte în alta. Și chestia asta cumva o să dea o altă materialitate țărilor în viitor și un alt gen de legitimitate, știi? Și nu știu cât de meritate este în multe cazuri, știi? Adică s-ar putea ca viitorul să fie tot tehnologic, s-ar putea ca tot marile companii folosind, eu știu, sensing și artificial intelligence și machine learning să poată să detecteze astfel de outbreak-uri în viitor fără să fie nevoie ca guvernele să acționeze, știi, sau să, știi. Deci aici eu nu sunt așa de happy, dar na, trebuie să observ ce se întâmplă. Asta se întâmplă, țările se pun călare pe granițe și chestia asta cred că va avea un impact important în viitor asupra shape-ului economiei. Fiindcă ai atins subiectul și cumva avem și o întrebare din spațiul ăsta. Întrebarea zice: care or să fie domeniile în creștere în următorii ani și unde veți investi voi dacă... Restaurantele să fie în creștere. Deci restaurantele, dacă investiți acum, când sunt la zero, or să fie în creștere. Sigur. Vrei să vinzi ceva din cane sau... Nu, nici vorbă. Nu. Nu, dar zic, ăstea care sunt acum jos, clar vor crește. Nu e clar neapărat că alea care sunt acum sus investește în ele că or să crească și după. De asta am început cu domeniile și după aia cu crizele, pentru că spre deosebire de celelalte crize în care în criză cam puteai să vezi în ce se investești când e. Acum nu e evident că astea care acum merg bine or să meargă bine după și invers, pentru că e o inversare de fel în care funcționează societatea. Ok, fair enough. Da, dar cumva, scuză-mă, întrebarea este: societatea când va reveni, va reveni la fel sau va reveni altfel? Eu cred că va reveni schimbată, dar va reveni la același nivel. Or să fie alte raporturi, relațiile din țară or să fie puțin, or să se întâmple altfel. Dar schimbată. Și acest schimbată, nu știu, poate, și exagerez obvious, just to make a point, poate că va veni schimbată în direcția în care noi nu vom mai mânca la restaurante, ci vom mânca în locomotive. Nu știu, I don't know. Poate că să mâncăm în locomotive. You don't know. Cred că primele chestii care se vor umple vor fi terasele de la mare, deci de la Marea Neagră. Deci eu garantez că terasele vor fi pline în momentul în care se va pute. Mergem de 1 mai la mare? În momentul în care se dea drumul la circulație, nu o să mai fie stare militară, dar probabil că nu o să meargă încă avioanele și dar nu o să poată să mai meargă la plajă în sudul Franței. Toți or să repezească o să se repea de la mare pe autostradă, o să fie plină și toate terasele or să fie ochi, full. Eu de-abia aștept să ies cu bicicleta ca să... Deci ce vreau să investească acum într-un restaurant la mare, eu cred că aia e, ăla e. Da, îl poate cumpăra cu 0 lei. Bine, avem o întrebare de la Cristea. Zice: în principiu în criză
se presupune că e bine să fii mare, solid, ca să treci peste ea. Pe de altă parte, se spune că trebuie să fii agil și mai bine să fii mic. Să poate să le ai pe amândouă în același timp, e întrebarea lui? Măsura în care un elefant este agil, nu știu. Deci, în general, dacă ești mare, trebuie, dacă ești o companie mare, trebuie să faci aceste planuri, trebuie să ai niște planuri, ai sute de angajați sau mii de angajați de care și de... Eu știu. Ce face Andrei? E mare sau e agil? Cine? Fitbit. Bă, nu este suficient de mare cât să fie așa de mare cât să nu poate să fie agil. Sunt, în total, cred că sunt sub 2000 de oameni în toată lumea, deci nu e o companie uriașă. Cred, Andrei, că vă încadrați în IMM-urile americane, nu? La 2000 deja ești o companie de aia spre small and medium american. Spune că lucrează de acasă. Da, dar nu e foarte mare. Nu, chiar nu e mare. E ca brandul de consumer e foarte mare și așa, dar compania în sine e o companie relativ mică, da. Băi, cred că avem exemple de companii foarte mari care umplu cimitirele, adică cred că dimensiunea în acest moment nu se creează o foarte mare relaxare și nu neapărat că moare din cauza condițiilor de piață, poate să moară din condiții interne. Deci aș zice că agilitatea este oricum mult mai importantă în orice moment al existenței unei companii. Și da, există companii care pot fi agile, cred că agilitatea se măsoară un pic diferit. Adică dacă dimensiunea ta e, gândiți-vă încă o dată la exemplu cu vaporul. Dacă reușești să întorci vaporul ăla cu o rază de întoarcere relativ redusă, este o chestie excepțională. De cele mai multe ori lovești obstacole aflate la depărtare mare. Dar sunt de acord cu Andrei, în acest moment e o chestie de o perioadă relativ scurtă de necunoaștere, după care vom vedea în ce direcție se așează lucrurile. Adică nu cred că în acest moment, dacă ești mare și ai cash în bancă, ai un risc real, decât în niște cazuri excepționale. Adică mai degrabă vedeți Thomas Cook ce a pățit versus Booking.com. Da? Nu cred că era criza cea care a produs, doar că acum a accelerat un pic fenomenul. Ok. Aș vrea să vorbim un pic și de, fiindcă am intrat cumva... Așa că ieșim la terase și mergem și lumea va fi diferită. Dacă ar fi în lumea asta să ne proiectăm când o meși, da? Peste o lună, peste trei, peste patru, whatever. Ce ar trebui să învățăm noi ca antreprenori din toată situația asta? Adică dacă ar fi să ne luăm o lecție, două, trei din toată situația asta, voi cu ce rămâneți? Adică care este... Care sunt site-urile? Cred că e prima, cred că e pentru mulți antreprenori din România, e prima încercare mai serioasă. Nu știu, poate că a fost și 2008, dar mai puțin totuși, a zice. Cred că asta este prima încercare mai serioasă și alte economii mai puternice au trecut prin mai multe și cumva și de-aia sunt un pic mai solide acum, știi? Și cred că trebuie să învățăm cât putem mai multe din chestia asta și să, cum ziceai și tu, să rămânem agili, cum zicea și Radu, să pivotăm, să înțelegem că antreprenoriatul până la urmă este despre a înțelege condițiile de piață și cum poți să aduci valoare în contextul respectiv și cum poți să adaptezi această generare de valoare contextului. Și asta, trecând printr-o încercare de genul ăsta, eu cred că cei care vor supraviețui, desigur, vor ieși mult mai puternici. Ok. Fiindcă m-aș folosi de momentul ăsta, ce le zici celor de la Innovation Lab care vin să înceapă un business acum? Cum îi faci să nu stea și să renunțe? Păi, again, depinde de business. Am avut un talk acum, cu săptămâna asta și cu ei. Și desigur că obstacolul cel mai mare pentru un antreprenor de ăsta tânăr la început de drum este accesul la finanțare până la urmă, știi, la bani. Noi eram tânăr și facultatea trebuie să se întrețină cumva, sau cel puțin părinților să așteaptă că ei se întrețină la un moment dat. Și cu siguranță apetitul pentru
pentru risc în condiții de risc de sănătate este mai scăzut, cred, în perioada asta. Cred că și antreprenorii, eu am văzut, am antreprenori care mi-au trimis CV-ul să se angajez, pentru că li se pare că e prea riscant să continue în antreprenoriat în condițiile astea, unii care începuseră de curând, știi? Eu, mă rog, sunt partener și într-o firmă de recruiting, știi? Și mi-au trimis CV-ul să-l dau acolo, poate sunt niște joburi. Oameni de calitate și oameni mișto, dar care cumva începeau niște business-uri care nu mai pot fi începute acum, știi? Și care au zis, băi, trebuie să-mi iau un job, știi? Iar, și asta în sine este o dovadă de adaptare, știi? Până la urmă, că trebuie să te pui pe tine și familia ta la siguranță, cum zicea și Radu. Adică, bă, nu poți pornesc un job, un business acum, nu nimic. Stai să-mi iau un job, trece asta, port, sau în timp ce fac jobul ăla, mă gândesc, poate peste 6 luni pornesc alt business, sau poate, dacă chiar vreau, dacă chiar am spiritul ăsta antreprenorial, că vreau eu să pornesc un job și să creez valoare în societate în felul ăsta, știi? Deci mie mi se pare un gest de curaj ăsta și foarte, foarte adaptat vremurilor. Sență e despre a fi rațional, că asta cu să fac antreprenoriat doar de dragul de am dovedit că pot. Da, adică nu, că nu pot să fiu angajat. Băi, nu, ia încearcă să vezi că se poate, adică și poți să aduci valoare într-o firmă și după aia să pornești business-ul. Și, na. Ok, cool, mulțumesc, Lucian. Niște lecții pe care le iei din astea și le-ai dat mai departe. Bă, pentru lecțiile sunt mai mult legate de redescoperirea noastră. Că rara e asemenea oportunitate să stai acasă doar tu cu tine. E bine, într-adevăr, avem o săptămână, două, trei dificile, dar eu abia aștept următoarele 2 luni de stat acasă, sincer. Adică, păi mai avem 1 lună jumătate, dar nu e sigur. Ar putea să fie 2 luni. Deci eu zic 2 luni, să fie optimist. Timp în care... Pentru mine, în orice criză am învățat ceva, m-am schimbat, am făcut o transformare personală. Acum m-am apucat de orice vrei tu, grădinării, curățenie prin casă și tot felul de lucruri pe care nu le făceam înainte. Da? Și fiind așa, sunt mai liber și sunt mai creativ și după aia când mă duc la și discut cu băieții în business, o le dau la ăștia niște idei, dar de unde ți-au venit ideile astea? Eu ceea ce vă recomand e... Bă, stați relaxați, să știi că și tu cu bicicleta, că ziceai că ți-e dor, în jurul blocului ai voie. Ești, domne, cu bicicleta, că nu ți interzice nimeni. E punctul 5 din declarație, singur, și te învârți în jurul blocului. Care e problema? Deci eu zic să rămânem optimismul și să rămânem, da, să rămânem pozitiv și ideile o să vină, că avem nevoie de ele. Trebuie să fim creativi. Ok, mulțumesc. Radu? Greu de spus după asta. Și Andrei și Lucian au zis foarte, foarte mișto asta cu transformarea personală. Este absolut spectaculoasă și așa este. Ni s-au întâmplat, am vorbit cu foarte mulți oameni care au pățit într-un sens foarte pozitiv. Dacă, nu știu, pentru mine pivotare este un cuvânt absolut esențial în momentul ăsta, din toate punctele de vedere și ca companie și ca persoane, cine suntem. Și ar trebui ca în fiecare dimineață când ne trezim să ne gândim ce putem pivota, ce trebuie să pivotăm. Fiindcă ai insistat atât de mult pe chestia asta, ce zici tu este că chiar dacă nu sufăr acum sau îmi permit să stau, ar trebui să mă canibalizez? Adică și dacă am bani cum are Lucian în cont, ar trebui să mă... Mai ales dacă. Gândește-te la ce a spus, că tot l-ai luat pe Lucian de... Așa. Deci, Lucian vine și spune, guys, în momentul ăsta noi nu suntem în criză economică. Suntem în criză de sănătate, dar nu suntem în criză economică. Criza economică va veni. Și sunt absolut, adică chiar așa cred și eu că este. Deci avem câteva luni de liniște și să ne uităm să vedem care-i treaba. Pui peste chestia asta, ce zice Andrei, că bă, nu e foarte clar că Zoom este
chestia care va fi mișto și peste 3 ani, poate restaurantele vor fi mișto peste 3 ani. Și din tot amalgamul ăsta din care da, nu se, deci nu se știe nimic, întrebarea este, produsul pe care îl ai tu acum este produsul pe care îl vrei sau nu? Asset-urile la care te gândești tu cu atâta dragoste sunt asset-urile reale pe care le ai? Care sunt asset-urile reale, nu percepute, pe care le ai și cum poți să le folosești cât mai bine? Cred că suntem într-o perioadă în care fie ne merge rău, fie ne merge bine, fie orice, trebuie să ne punem această întrebare. Avem 2 luni de zile în care avem voie să stăm. Hai să gândim. Să gândim altfel. Vorba lui Lucian, din curte, din curățenie, cu aspiratorul, dracu, am dat cu aspiratorul luna asta cât am stat acasă de mi-a sărit capacele. Poți să te gândești la lucruri, poți să faci chestii. Ok, super. Mulțumesc mult! Cristi, lecții pe care ți le iei și ne după criza asta cu ce rămâi? Băi, încep cu o ușoară notă de invidie versus Radu și Lucian, fiindcă eu am început să petrec mult mai mult timp în coluri acum decât petreceam înainte. Înainte, dacă vreau să mă izolez, mă luam laptopul, mă băgam undeva, mă duceam într-un restaurant și nu răspundeam la telefon. Ia și tu cu aspiratorul, n-auzi că asta e... Acum cred că asta era soluția, am ratat soluția la criză. Da, recunosc că noi cred că am intrat într-un fel de supracomunicare în acest moment. Din frică să nu scăpăm lucruri, suntem în 7 milioane de ore de call și ăsta e un lucru rău. Prin definiție un lucru rău. Ca și lecție, încă o dată am mai zis-o, cred mai multe ori. Eu venind dintr-o zonă antreprenorială în care, cum să zic, trăiam din ce bani aveam și produceam. Și mutându-mă acum cu tot business-ul în zona asta de companie listată pe bursă, încep să văd pentru prima dată ce înseamnă să ai acea inteligență financiară. Adică dacă ar fi o concluzie pe care aș trage-o, ar fi că atunci când îți merge bine, pune banii aia deoparte și când zic bani, pun între rigoare. Adică găsești... consumă... pe care le alții sunt foarte comani. Și încă o dată, nu e despre tehnologie, nu e despre, este despre a gândi pe termen foarte lung și de a amâna cumva poate niște lucruri ca să-ți creezi un buffer. Cred că cei care au găsit această cale vor fi poate vor ști și ușor de pe scară de scurt medie. Asta ar fi cea mai primă concluzie. Cred că orice antreprenor bine și cumva să fie tot timpul cu ochii după acest subiect. E ok. Cred că suntem cu toții de acord că dăm conotații un pic diferite. Pivotarea poate fi direcție de business, poate fi o pivotare personală, ție o decizie, vrei să te duci în o altă direcție. Și sunt de acord că asta e o perioadă incredibil de bună pentru a-ți defini următorii pași, chiar dacă este vorba de ultra bun. Ok, cool. Mulțumesc. Înainte de mi se pare că e o întrebare foarte mișto pe care aș vrea să o adresez tuturor.
mai ales pe, în momentul ăsta în care am putea să ne conectăm cumva cu subiectul. Ne întreabă Decebal ce lectură recomandăm pentru antreprenori, mai ales cei aflați la prima încercare, cum ziceam mai devreme Andrei, să înțeleagă un pic mai bine cum ar putea fi gestionată situația asta. Dacă aveți vreo recomandare de carte pe care o găsiți relevantă pentru perioada asta pentru antreprenorii la început de drum. Hai că ne-am pachetat aici. Da, pare că nu. Eu recomand tot timpul cărți cât mai cărți de filozofie, de psihologie, de a înțelege cum funcționează oamenii. Că până la urmă, oamenii, nu există niciun motor economic altul decât oamenii până la urmă. Dacă n-ar exista oamenii pe mână, ar exista economie. Sper că suntem de acord cu toții. Și de acolo pleacă totul. Zi una. Vă dau una care e mai ușor de citit. Mi-a plăcut cum a scris francezul ăsta, cred că e Luc Ferry, A Brief History of Thought, scrisă de Luc Ferry. Hai că o scriu aici pe... sau unde să o scriu aici pe... Scriu în chat, dacă e, ca să o vadă toată lumea către All Attendees. Ok, bun. Mulțumesc. Lucian, Radu, Cristi, vruna? Perioada asta, așa? Eu am o chestie pe care am găsit-o și nici măcar nu e o carte, e ceva de vreo 70 de pagini, 80 de pagini. Itzhak Adizes se numește. Cartea este How to Manage in Time of Crisis. N-a spune că este general, ce înseamnă oportunitate. Foarte se citește extrem de repede. Este o scrisă în chat că te auzim cu interupești. Cărui aspir. O să te rog să o scrii și tu în chat, fiindcă te auzim cu întreruperi, bine? De la tine, da? Da. Ok, cool. Lucian? Greu să-ți dau o carte exact pe topicul ăsta și pentru cineva, dar aș recomanda Tole, Pământ Nou. A New Earth, care ne aduce, Eckhart Tolle, ne aduce în prezent, ne aduce cu picioarele la realitate, la noua realitate. Și poate să-ți dea răspunsuri inclusiv pe business dacă ești taxat, mai dacă devii grounded și produci acea schimbare în tine de care ai nevoie. Da? Uneori lucrurile se întâmplă altfel dacă, cum să zic eu, sunt foarte multe contradicții în perioada asta care se întâmplă. Și e greu, ce să faci? Să-i ajuți pe cei din jurul tău, angajații care te-au servit până acum, pe care să nu-i lași, sau să salvezi business-ul și să reduci salariile sau să micșorezi efectivul. Și ai foarte multe întrebări și dileme. Și ca să-ți răspunzi la aceste dileme, recomand o astfel de carte. Ok. Super. Cristi? Te-ai conectat așa. Radu, ai vreo recomandare de lectură pentru antreprenori? Mie mi se pare că cu cât citești mai mult, cu atât este mai bine. Nu am o părere despre o carte care să fie quintesența înțelepciunii gestionării crizei. Orice poți citi ajută. Ok, super. Văd că deja și o parte din participanți au început leap și asta cu cărți, ceea ce este foarte mișto. Mulțumesc frumos! Mai avem o întrebare aici care ține și de viitor cumva și cred că
ar fi mișto dacă ne-ați spune cum se vede de la voi. Zice întrebarea, Ana ne întreabă, ce ați introduce în educația elevilor de liceu și a studenților pentru a fi mai bine pregătiți sau mai optimiști în fața unei crize? Cred că e și în linie cu ce povesteam despre antreprenorul la început de drum. Ce credeți că lipsește din zona asta de educație pentru elevi și studenți ca să avem mai mult antreprenoriat și copii mai pregătiți pentru antreprenoriat? În primul rând, nu cred că avem de ce să avem ca obiectiv mai mult antreprenoriat. Antreprenoriat trebuie să fie atâta cât trebuie să fie. Nu cred că antreprenoriatul este un obiectiv în sine, ci doar o unealtă. Și întotdeauna la întrebarea asta eu am răspuns și mențin răspunsul chiar și în perioada legată de criză, un curs de analiză și sinteză, analiză critică și sinteză. Cred că este cea mai mare, cel mai mare rezultat pe care l-ar avea un curs adăugat. Ne-ar prinde bine să fim în stare să ne analizăm, să ne sintetizăm și lucrurile din afară și gândurile. Da, și eu continui pe ideea lui Radu. Nu cred că antreprenoriatul este un scop în sine, ci dar aș crede că critical thinking-ul și freedom, nu știu, libertatea în gândire și asumarea destinului propriu prin astfel de cursuri de critical thinking și de înțelegerea libertăților individuale este ceea ce avem nevoie în educația din România. Alte țări mai liberale au astfel de, eu știu, inclusiv debate și alte feluri de afirmare a părerilor proprii, știi? Despre asta este vorba și nu doar de a răspunde corect la niște probleme formulate de alții, ci de afirmarea părerilor proprii și a propriei personalități, care la unii se va manifesta fiind antreprenori, la ceilalți fiind angajați. Nici antreprenorii și angajații sunt același fel de entitate, până la urmă. Sunt entitate într-o economie capitalistă și aduc valoare în feluri diferite, dar absolut la fel, adică nu există niciun fel de diferență, mai ales atunci când fiecare vine cu ideile proprii și cu propria personalitate și aplică acea personalitate fie la job, fie la... Și eu antreprenoriat e tot un job, până la urmă, știi? Ok, mulțumesc. Lucian? La ce trebuie să răspund? Ce ar trebui să crezi că... ce crezi că ar trebui să apară în zona de educație pentru elevi, studenți, ca să facă mai bine față crizei? Băi, adevărul e că, scuză-mă, uite, mai dau și Lucian să mă gândească un pic. Adevărul e că, frate, stăm 2 ore în asta, adică cred că oamenii ăștia cred că stau din politețe să ne asculte aici, adică... Poate să plece și oricum o să închidem, dacă asta vrei să-mi transmiți că te grăbești. Nu. Băi, dar tu crezi că ne ascultă cineva, mă? Nu, oricum, mi-e face plăcere să vorbesc cu voi, adică știți, pe Cristi și pe Dani am văzut de curând, dar pe Radu și pe Lucian nu ne-am văzut de mult. Și... Eu zic să scoatem berile pe masă și să continuăm. mai bine vorbim între noi și știi, adică cred că... Nu oprește nimeni. Scuză-mă. Adevărul că la întrebarea aia chiar mi s-a părut, zic, ce să le zicem, mă, la băieții ăștia din liceu despre criză? Aia trebuie să fie bucuroși, stau acasă pe Fortnite, fie un non-stop pe jocuri. Ce criză, mă, pentru ei? Crezi că îi preocupă pe ei asta acum? Eu zic că ei să enjoy life. Așa e, bă, lasă, e nasol, se face totul online, nu-i vezi tu pe ăștia, fac discotecă online, ei se adaptează rapid. Ființa umană e cea mai adaptivă specie. Te poți adapta la orice, crede-mă. Nu-mi fac griji. Fac plajă pe terasă, pe balcon. E ok, se descurcă. Nu le băgăm nimic în curicula. Bine, îi lăsăm așa. Îi lăsăm așa, da. Bine, ca să nu zică că nu am priceput mesajul Andrei, că vreți să vă ușiți, o să vă rog să... Închidem așa cu un mesaj, fiindcă e eveniment Rebele, unde avem antreprenori. O să vă rog să
închideți cu un mesaj așa pentru comunitatea rebele, care din păcate n-a putut să se întâlnească la summit și o parte dintre voi ați fi participat și ne-am fi văzut acolo. Ziceți-ne un gând pentru organizație. Și cine vrea să plece primul ca să poată să... Adică zici repede și închizi. Lăsăm pe Andrei, da? Nu închid. Eu vreau doar, cum să zic, să vorbim cu sens pentru publicul nostru. Și de asta întrebam, dacă zici că sunt în general antreprenori și cum știu că în comunitatea RBL sunt foarte mulți antreprenori, băi, deci e foarte tare, adică, cum să zic, rock on, adică mergeți înainte, vedeți ce e de învățat din criza asta, supraviețuiți și ieșiți mai puternici din ea și creați chestia asta care se numește până la urmă economia și toate schimburile economice se fac între oameni care au încredere unii în alții și practic devenim o comunitate pe măsură ce creăm produse și servicii de calitate și le schimbăm între noi și aducem valoare unii altora. Și despre asta e vorba, adică doar așa putem să creștem nivelul de prosperitate dintr-o țară, având o economie antreprenorială care duduie cât mai tare și care poate să treacă și prin crize și să iasă puternic mai departe. Super, mulțumesc! Zic eu? Următorul! Hai să zic eu! Băieți, eu zic că avem un mare noroc acum cu WhatsApp-urile și grupurile astea. Vă dați seama cât de ușor suntem noi în contact cu toată comunitatea de antreprenori. Mai sunt și publice toate informațiile astea, numai să nu vrei să asculți și nu ai acces la informații. Acum toată lumea e de acord că o să fie o criză economică și guvernele ajută. Și e foarte posibil ca relansarea sau revenirea la normal să fie mult mai rapidă decât credem noi. Deci eu vă încurajez să rămâneți pozitivi și optimiști. RBL-ul are tot felul de grupuri, WhatsApp-uri, comunități, ne strângem împreună, facem call-uri. Săptămâna viitoare o să fie un call exact pe tema asta. Haideți să ne pregătim să ieșim din criză de îndată ce ne dau ăștia drumul din casă. Da? Deci haideți să repunem optimismul în noi și uite, la mine soare, eu abia vă văd acum de soarele ăsta ce mintă în ochi, deci... Zic, să terminăm într-o notă optimistă, nu? Mersi mult, Lucian. Cristi? Vreau să-l las și pe Radu, ca să fie clar că eu vreau să rămân ultimul, da? Asta să rămână Radu ultim. Da, băi, mă gândeam atâta. Eu sunt de felul meu o persoană optimistă, deci ce pot să zic este că există proverbul la cine nu atârna pe tulburi, câștigă mai bine. Cred că într-un moment de stabilitate nu poți să schimbi foarte multe lucruri. Un nou meteorat. E complicat. Dacă lansezi un business, trebuie să te... Cred că acum se reașează multe lucruri și dacă pe bune antreprenori care au acel spirit și acea adaptabilitate, pe cuvântul meu că vor vedea doar oportunități în jurul lor. Greu. Poate trebuie să renunțe la o idee ca să pună alta în practică. Dar ăsta este un moment excepțional de reset. Adică pentru mulți dintre noi va fi un moment fie personal intern, fie chiar pentru modelul de business pe care îl lansăm. N-aș merge mai departe de atât. Let's have fun în procesul ăsta dacă putem. Adică eu cred că mie mi-a crescut alcoolemia de când stau în casă și nu mai merg în mașină. Deci asta e viața. Da. E de bine, ce să zic, dacă ăsta e Radu ales de asigurătorul, tu să bei. E ok, adică nu e. Da. Radu? Eu aș termina cu ce am început și anume este un perfect moment să înțelegem fiecare dintre noi care sunt asset-urile adevărate și nu percepute pe care le avem și să vedem cum putem și cum trebuie să pivotăm astfel încât când se va termina să fim într-o situație mai bună. Și aș face chestia asta no matter what. Super. Domnilor, vă mulțumesc tare mult că ați participat și ne-ați împărtășit din înțelepciunea voastră.
care cu ce face în timpul liber, care cu ce se gândește. Mulțumesc celor care ne-au ascultat. Să ne revedem sănătoși la prima terasă deschisă din București sau de la mare. Și cu ocazia asta, toate cele bune vouă. Mulțumesc mult de tot. Mersi de invitație. Mersi, Dane. Mersi mult.